Senzații tari pe mare. Tinerii din imagine și-au dorit să simtă adrenalina printr-o plimbare cu șalupa de viteză pe mare. Portul turistic are o varietate de embarcațiuni, însă cea de viteză este pentru cei mai curajoși. Așa au ajuns să aleagă una dintre șalupele puse la dispoziție de proprietarii care au făcut dintr-o pasiune o adevărată meserie, prin care le deschide ușa spre senzații tari turiștilor ce ajung în portul Constanța. Echipa Doto TV s-a urcat la bordul embarcațiunii de viteză pentru o demonstrație scurtă, dar cu multă adrenalină. Pentru un plus de adrenalină, turiștii care ajung pe litoral vara aceasta pot alege o plimbare cu șalupa de viteză chiar cu plecare chiar din portul Tomis. Ce facem acum? Vorbim de viteză și de... Acum am început o mică parte de senzație, facem niște cerculețe, niște opturi de distracție cu șalupa, senzațiile tare oferite la turiști, o torăm puțin, să le arătăm ce înseamnă forță și adrenalină. Astea în cursă se fac cam una, două cerculețe de amuzament, de distracție, de senzații tari pe mare, practic asta oferim în plus față de vaporașe, senzațiile tari și speed-ul. Cine urcă odată într-o astfel de șalupă, cu greu rezistă tentației de a urca și a doua oară. Cum a fost senzația? O excursie super, super tare. Vă așteptăm pe toți alături de domnul Macaș pentru senzații foarte, foarte tari. Ați fi ales și a doua oară această aventură? Chiar de mai multe ori. Cum este cu adrenalina? Super tare, super frumos. Nu e prima oară la mine când mă urc pe barcă, dar... Este una dintre bărcile cu viteză aici și adrenalina e maximă. Adrenalina. Recomandați și turiștilor să se aventureze? Sigur, sigur. În port Tomis aici să vină la domnul Maca și foarte, foarte, foarte senzație mare. Așa cum este firesc aici, la malul mării, în ultimii ani se simte creșterea interesului pentru sporturile nautice. Drept dovadă, atât producătorii autohtoni, cât și importatorii și prestatorii de servicii din domeniu s-au pregătit să ofere turiștilor și constanțenilor amintiri de neuitat. Cei care acceptă provocarea trebuie să știe că siguranța clientului este pe primul loc. Facem ieșirea de la chiu, am făcut echiparea pasagerilor, pregătim șalupa și facem așa o mică tură de reclamă, de atragerea clienților, da? Și în același timp și un test al motorului, după care vom începe ridicarea baloanelor, pregătim șalupa de ieșit în larg, apoi vom începe croaziera, ieșim regulamentar din port, intrăm regulamentar în port, iar pe larg vom face efectiv cursa de senzații, o cursă de plăcere, o cursă de distracție, o cursă de aventură. Un număr maxim de pasageri? Șalupa este prevăzută la 12 persoane capacitate, duce și mai mult și mai puțin, atunci problema se pune în funcție de val, în funcție de greutate, în funcție de curenții marini. Senzațiile frumoase sunt undeva cam la 80 persoane, cam acolo, ca să scoată ea efectul maxim, cam acolo și nici să nu fie aglomerat, nici lumea să nu stea înghesuită. Plimbările cu vaporașul pe mare reprezintă o alternativă de relaxare pentru cei care iubesc apa. Trebuie să știți că în drumul vostru întâlniți și delfinii din Marea Neagră. Prețul unei astfel de experiențe cu ieșire până în spatele cazinoului din Constanța este de 50 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. De asemenea, capitanii organizează și excursii de maximum 8 persoane care se întind pe întreg litoralul românesc.